Bună ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom discuta despre polisemie. Materialul se adresează elevilor de clasa 7-a de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Există vreo legătură la nivelul înțelesului între cuvintele scrise cu albastru? Trec pe latine, tine mâine dimineață. Profesorul trece notele în catalog. Alpinistul trece munții cu ușurință. Îmi trec tot felul de gânduri prin minte. Bunica mi-a trecut cu vederea greșeala făcută. Vreme trece, vreme vine. Observăm în aceste enunțuri că toate sensurile cuvântului a trece provin din același sens primar. Fac referire la o deplasare în timp sau în spațiu. Cuvântul a trece are mai multe sensuri legate între ele, deci este un cuvânt polisemantic. Să reținem! Polisemia este însușirea unui cuvânt de a avea mai multe sensuri care provin din același sens primar. Astfel, în funcție de context, cuvintele polisemantice au mai multe înțelesuri. Sensurile unui cuvânt polisemantic sunt mai mult sau mai puțin apropiate și sunt întotdeauna aceeași parte de vorbire. Să observăm cuvântul la ține. Tatăl meu ține un pahar în mână. Are. Ține la tine. Îndrăgește. Ora de română ține 50 de minute. Durează. Această piesă ține de motor. Aparține. Îl ține până ce bate cuiul. Sprijină. Se ține bine de baratele scaunului. Strânge. Prietenul meu ține să-mi spună ce a auzit. Insistă. Să exersăm împreună. Indicați sensurile cuvântului clar în funcție de contextele date. Am o imagine clară în minte cu privire la situația prezentată, vizibilă, deslușită. Un izvor clar găsești doar în munți, limpede. O lumină clară a cuprins întreaga locuință, strălucitoare. Profesoara are o voce clară, răsunătoare. Nu am o idee clară despre cum vom proceda, lămurită, evidentă. Deciziile importante se iau de o minte clară, logică pătrunzătoare. Să continuăm exersarea. Completați spațiile punctate cu acele cuvinte care să evidențieze câteva dintre sensurile cuvântului polisemantic a pune, notate în paralel. A înrăutăți o situație, a incendia, a însemna, a gusta, a contribui, a plănui a interveni pentru cineva a condamna a pune paie pe foc a pune foc a pune pe hârtie a pune ceva în gură a pune umărul a-și pune în gând a pune o vorbă bună a pune la zid vă propun să exersați singur sau în perechi Identificați în coloana B sensurile potrivite cuvântului polisemantic a da din enunțurile de pe coloana A. Împăratul a dat o masă tuturor supușilor. Băiatul i-a dat bună ziua vecinei de la etajul al doilea. Prietena mea mi-a dat un cadou de ziua mea. Observăm că pentru primul enunț, sensul lui a da este a oferi. Mulți oameni și-au dat viața pentru a obține libertatea. Bunica a dat la o parte saci din pod. Pentru celelalte enunțuri găsiți voi sensurile potrivite. Dintre a îndepărta, a saluta, a dărui, a netezi, a se jertfi. Cântăriți bine sensurile cuvintelor înainte de a le folosi. Succes!